Astăzi, 2 aprilie 2022, suntem în complexul rupestru, în templul de la Corbii de Piatră. Cer permisiunea entităților veghetoare a acestui spațiu să ne permită accesul la câmpurile energetice și informaționale, să deschidă acele porți care ne sunt destinate fiecăruia dintre noi, dintre noi cei prezenți în această călătorie inițiatică, pe urmele uriașilor, hiperboreenilor, pelagilor, tracilor, a neamului nostru, precum și celor ce vor urmări ulterior această înregistrare. Respirăm adânc, tragem aer în piept și expirăm încet aerul, în ritmul pe care noi îl simțim. Rugăm entitățile veghetoare ale acestui spațiu să ne susțină aspectele multidimensionale ale noastre într-un mod conștient, să le percepem prezența, tuturor entităților binevoitoare ale acestui spațiu, le cer susținerea în acest moment, cer deschiderea planurilor. Între complexul este deja scăldat în energia care face conexiunea cu alte câmpuri, cu alte planuri. Percep deschiderea acestui câmp sub forma unei coloane imense care cuprinde întreg muntele. Fascicole luminoase sunt deschise deasupra fiecăruia dintre noi. Este posibil să percepeți deja o presiune ușoară, o atingere blândă pe creștetul capului. Conexiunile s-au realizat pentru fiecare dintre noi, în mod individual. Percep entității de lumină prezente, structuri energetice care ne înconjoară și ne susțin în demersul nostru de a descoperi noi răspunsuri, trăiri și experiențe menite să ne ghideze în evoluția noastră. Percep în acest moment următoarele mesaje. Cerurile curg prin ființa voastră. La nivel subtil, cunoști ceea ce astăzi recunoști. Conștiința voastră este permanent conectată la marea conștiință a întregului univers.
Noi cei mulți suntem voi. Suntem parte a celuia și întreg. Observ în jurul fiecăruia dintre noi prezența mai multor aspecte ale spiritului nostru, forme de manifestare a aceleiași conștiințe individuale. E ca și cum suntem înconjurați de aspectele noastre multidimensionale. Este posibil să vă percepeți pe voi sub aceeași formă sau ușor modificată, într-o structură energetică. Alte forme, mi se spune, alte fețe ale dimensiunii a ceea ce sunteți voi. Percep entitățile naturii entități energetice ale elementelor, apă, pământ, foc, aer și esența divină a ceea ce suntem cu toții. Simt entități, spirit ale naturii, ale pădurilor, animalelor, păsărilor. Aspectele noastre multidimensionale în acest moment stau tot în cerc, dar se întorc cu spatele către noi și cu fața spre exteriorul cercului, care ne cadrează. Se creează exact acea unitate, ca și cum ai vedea spițele unei roți, noi fiind în centrul osiei acelei roți energetice, iar prin aceste aspecte ale noastre multidimensionale se deschid noi conexiuni cu energia planetară, cu energia acestor entități, cu acest viu al dimensiunii noastre și al altor dimensiuni în care ne manifestăm. Se creează mai multe conexiuni, exact ca o floare a vieții care se creează. Dar într-o formă schematică o văd, cercuri și linii de conexiune. Suntem asemenea unor stele și fiecare aspect de-al nostru are mai multe astfel de conexiuni. Mi se spune, nu poți să cuprinzi întregul printr-un singur sistem și criteriu de clasificare. Sistemele voastre logice încearcă să compartimenteze și să enumere. Percepeți și simțiți informația, apoi aveți ocazia să o ordonați în structura voastră. Bucurați-vă de facilitatea creată. Observ o succesiune de imagini legate de acest loc, la nivel subtil, energetic. Tot timpul se deschideau coloane de lumină din acest spațiu. Și atunci se realizau astfel de conexiuni cum am trăit și noi acum câteva secunde. Ceea ce trebuie să știi, vei dobândi.
o parte din această cunoaștere este deja în voi. Continu să observ, mi se atrage atenția la aceste conexiuni pe care le-au realizat aspectele noastre multidimensionale și prin ele către noi. Mi se arată ideea de a absorbi. Simțiți acea înțelegere a ceea ce sunteți. E dincolo de mintea voastră conștientă. Este experiența sufletului vostru spirit. Pământul se transformă și voi odată cu el. Porțile sufletului vostru vă sunt mereu deschise și mi se arată că orice om care își dorește să acceseze câmpurile informaționale ale Universului are această posibilitate. Nu poate fi limitat. Transcedeți ideea de corupere sau de îngrădire a libertății voastre. Percep prin tălpile noastre conexiunea cu energiile Pământului. Sunt elemente necesare stabilizării și echilibrării ființei voastre. Percep ca și cum am absorbit prin aceste rădăcini energetice informații, dar și energii. Este posibil să simțiți o vibrație ușoară prin tălpi care se ridică pe picioare, spre cap, spre mâini. Încă nu a sosit clipa în care să părăsiți Pământul. Menirea voastră este încă să fiți aici. Mi se accentuează cuvântul fiți și îl văd ca și cum l-aș vedea scris în majuscule să fii. Se întărește ideea de a fi. Prin conștiința mea mi se traduce informația, mi se spune, ai vorbit despre prezența în prezent. Este acel a fi. Și dincolo de el. Să fii conștient de dimensiunea manifestării tale. Vorba de fiecare dintre noi. Să fim conștienți de ceea ce suntem. Dincolo de trup, dincolo de această existență. Observ că începe restrângerea câmpurilor. Conexiunile ușor se pliază în aspectele multidimensionale și din aspectele multidimensionale se reunesc. Toate aceste aspecte le simt integrate, ca și cum
formele noastre de manifestare se pliază în acest trup, aici și acum. În acest moment brusc s-a închis planul, câmpurile s-au închis. Revenim ușor conștienți de prezența noastră aici și acum. Începeți să reveniți ușor, fără să vă grăbiți. Lăsați câteva secunde corpului posibilitatea să simtă densitatea. Vă simțiți densitatea voastră corporală? Și încet, când sunteți pregătiți, deschideți ușor ochii. Încă o dată, s-a făcut referire la a ne conștientiza și a ne aminti ce suntem și cine suntem. Și acel a fi este dincolo de a fi conștient de prezența ta în acest prezent. Aceasta este doar o secvență de manifestare a unuia dintre aspectele tale. Și s-a punctat că este vorba de mai mult decât atât, de mărimea, amploarea formei tale de manifestare. Prin meditația pe care am trăit-o acum, ați observat că s-a accentuat și ni s-au revelat aspectele noastre multidimensionale într-o formă schematică, să zicem așa, dar prin care noi să conștientizăm creierul nostru să poată traduce acea informație că de fapt suntem structuri energetice într-o mare baie energetică și suntem receptori ai cunoașterii, ai informației prin acele raze care se realizau conexiuni. Mai mult decât atât, făcând rezumatul trăirii de acum, am observat că ni s-a mai dat un punct de stabilizare și de stabilitate prin echilibrarea cu energia Pământului. Deci, prin urmare, dacă este vreunul preocupat cât mai are de trăit sau dacă pățește ceva în vremurile pe care le trăim, vi s-a dat confirmarea, stați liniștiți că nu v-ați terminat încă misiunea și mai aveți încă de lucru aici. Da? Asta e vestea bună. Acum depinde de noi cum trăim această viață și cum știm să ne facem frumoasă, cu un rost, cu un sens pe care noi îl generăm și îl creăm. Mulțumesc!